Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în gemeni. În primul rând, la mulți ani tuturor celor care v-ați născut cu soarele în gemeni și vă aniversați. Vă doresc multă liniște, iubire, sănătate și tot ceea ce vă mai doriți voi. Să vedem ce ne spune energia în această lună și cum se aplică dedicat pentru voi. În primul rând, pe data de 3 iunie vom avea evenimentul de lună plină în Săgetător, care pentru voi se va petrece în casa a șaptea, în casa parteneriatelor, în casa relațiilor conștiente 1 la 1, casa celor mai buni prieteni, casa partenerului cu care aveți o relație de iubire deja, a parteneriatelor de tip contractual semnate, a legislației, a justiției. Soarele se află în acest moment în gemeni, în casa voastră întâi. Luminează eul vostru, personalitatea voastră, activitatea voastră mentală, planul social, corpul fizic, cum vă vede lumea și cum doriți voi să fiți văzuți de lumea largă. Iar soarele este guvernatorul casei voastre a treia, a călătorilor pe distanțe scurte, a comunicării, a intelectului, a studiilor, tuturor oamenilor care vă sunt pe lângă casă, în grade de rudenie, frații, surorile, verii, mătușile, unchii, etc. Ce înseamnă un eveniment de lună plină? Așa cum știm și din citirile anterioare, o lună plină vine cu deznodământ, vine cu nevoia de finalitate, vine cu o conștientizare puternică, iar pentru voi în legătură cu relațiile, cu relațiile conștiente 1 la 1. Relațiile de afaceri, relațiile cu clienții voștri dacă sunteți antreprenori. Cu acest prilej puteți acum ajunge la niște concluzii importante. Poate vă îndepărtați sau finalizați vreo relație cu vreun prieten care până acum vă era cel mai bun sau poate prietenul vostru cel mai bun are ceva finalitate în chestiuni legale sau poate terminați vreun contract de afaceri cu vreun client sau poate încheiați, vă dați seama că aveți nevoie de un client anume. Treceți dintr-o etapă în alta, din negociere în semnarea contractului. Poate la nivel de relații unii dintre voi în sfârșit doriți să finalizați relația, să vă separați, să divorțați, dar pentru alții dintre voi poate însemna un punct culminant, adică trecem de la a ne întâlni, a fi într-o relație de lungă durată, la căsătorie. În tot cazul, acest eveniment aduce înțelepciune, pentru că, după cum spuneam, gemenii fac o analiză metodică în timp ce Săgetătorul ajunge la o concluzie a imaginii de ansamblu, deci este ceva ce sub o formă sau alta previne extinderea voastră la nivel de parteneriate, la nivel de succes, la nivel de spiritualitate, la nivel de extindere pur și simplu, la nivel de evoluție personală în viață. Mergem mai departe, pe data de 5 iunie, Venus, planeta iubirii, intră în leu, în casa voastră a treia. Casă pe care iată o guvernează soarele, din nou foarte multă activitate, din nou foarte multă comunicare, entuziasm, planuri noi. Venus pune amprenta pe valorile noastre, pe ceea ce deținem, pe ceea ce iubim. Este o energie foarte magnetică, iar casa a treia ne vorbește despre studii, comunicare, intelect, este casa voastră de drept. Acum aveți ocazia să începeți proiecte la care vă gândiți de ceva vreme și pe care le iubiți cu adevărat, de care sunteți cu adevărat pasionați și încântați, care vă pot într-adevăr întoarce și investiția, dacă doriți să investiți în cursuri, în studii, în webinarii sau cum se mai poartă zilele acestea, cursuri online și nu neapărat să încheiați contracte noi, să găsiți acum prospecți, clienți cu care ulterior să semnați un contract pe termen lung. Pe 11 iunie, Pluto, planeta puterii și a misterului, intră în Capricorn. Se află încă în perioada de retrogradare, în casa voastră a opta. Se întoarce aici după 2 luni de vărsător, după ce ne-a arătat așa
Cumva, pentru cei care au fost atenți să vadă sau și-au dorit să înțeleagă, cam ce ar putea aduce viitorul. A fost în casa voastră nouă, în casa credințelor, a călătorilor pe distanțe lungi, a relocării, a lucrului cu oameni de pe alte meleaguri, poate ați avut legătură sau interacțiuni cu alte culturi, contact intercultural, la nivel de afaceri, la nivel de serviciu, la nivel de spiritualitate, poate ați început niște studii sau ați finalizat niște studii recent. Iată că în acest context, Pluto se reîntoarce în casa 8-a, în casa puterii, în casa sexualității, în casa subiectelor ascunse, a ocultismului, a misterului, a taxelor și a impozitelor, a contractelor deja semnate, a banilor partenerului meu sau partenerilor mei cu care mă aflu într-un contract. În acest context, Pluto spune reevaluare, pentru că ceea ce acum facem va conta foarte mult în viitor și ceea ce se naște acum rămâne cumva pentru următorii 20 de ani ca un fel de literă de lege. Pluto aici practic ne împinge să ne asumăm responsabilitatea pentru propria noastră viață și să reflectăm îndeaproape la planurile de viitor și la cum ne dorim să ni-l facem în acest moment. Tot pe 11 iunie, Mercur, guvernatorul vostru, intră în Gemeni, în casa voastră întâi, unde va întâlni și Soarele. Vă veți simți extraordinar de bine, este o energie cunoscută vouă, veți avea o activitate mentală intensă, vă vin idei noi, comunicați foarte mult, sunteți angajați în fel și fel de întâlniri, de conjuncturi sociale, unde veți străluci cu desăvârșire, să puneți în practică ideile care vă vin, să vă afirmați, pentru că veți fi vizibili. Pe 17 iunie, Saturn, planeta timpului și lordul karmei, retrogradează în pești, în casa voastră a 10-a. Saturn guvernează această casă unde se află din 2012 Neptun, care, dacă vă amintiți din luna martie, am spus că dematerializează așa sau susține cumva idealurile, proiecțiile noastre, dar nu aduce nimic concret. Ne cam lasă în ceață. Saturn a adus aici structură și organizare pe scena publică, într-o casă foarte vizibilă, în casa carierei, a profesiei, a statutului social, al modului în care vrem să fim cunoscuți de lumea întreagă, a menirii sufletului nostru. Iar Saturn ne dă și ne lasă să manifestăm cât credem noi că putem avea sau manifesta. În acest context, este bine să înlăturăm gândirea învechită, credințele vechi, să avem mai multă încredere în noi și în ceea ce putem face și să fim foarte convinși că suntem pe drumul cel bun. Pentru că altminteri, una câte una, convingerile vor pica sau unul câte unul, idealurile noastre se vor destrăma sau vor rămâne doar atât la nivel de ideal, dacă nu le punem și în practică și nu avem încrederea necesară că putem duce la bun sfârșit ceea ce ne imaginăm că putem avea. Pe 18 iunie se petrece evenimentul de lună nouă de această dată în Gemeni, în casa voastră întâi. Vă vizează în mod direct. O lună nouă înseamnă plasare de noi intenții, noi direcții în viață, în casa eului, a proiecției mele în lumea largă, a modului în care eu mă manifest și sunt văzut de ceilalți. Casa întâi are legătură și cu imaginea publică, dar și cu imaginea noastră proprie. Poate acum vă doriți o schimbare de look, poate doriți să lucrați la corpul vostru fizic, să vi-l îngrijiți, să vi-l onorați. Poate doriți să faceți ceva schimbări la nivel de cercuri sociale, de oameni pe care îi aveți în jurul vostru, pentru că luna înseamnă emoție, cum mă simt într-un anume cadru, cum mă simt atunci când mă privesc, cum mă simt când sunt apreciat sau cum mă simt când sunt criticat. În întreg contextul actual există o singură idee de bază. Puterea vă aparține și haideți să vedem ce ne spune și tarotul. La nivel de relații, plan material, plan emoțional, spiritual.
Dar înainte să vedem ce ne spune tarotul, să vedem care este binecuvântarea pentru voi pe parcursul acestei luni. Unde aveți voi așa o undă verde sau unde trebuie să fiți atenți pentru că va fi de mai mult interes pentru voi? Succes! Într-o oarecare măsură este de așteptat să fie o lună în care voi să vă simțiți bine fizic, mental, dar și emoțional. Va fi o lună în care puteți avea succes, foarte mult succes, mai ales dacă integrați foarte bine energia arhetipurilor discutate și a caselor în care se vor petrece evenimentele astrologice enumerate anterior. Succesul vă poate veni din relații la nivel de afaceri, chiar dacă sunteți într-o relație de afaceri ca și antreprenor sau angajați, puteți acum să vă sporiți abundența, puteți cu Pluto în casa 8-a acolo să beneficiați mult mai mult de parteneriatele voastre încheiate, de bani pe care îi puteți face prin intermediul acestor contracte semnate sau le puteți reevalua pentru că putea să nu vă genereze suficient venit astfel încât voi să fiți fericiți și să vă dați seama că puteți mai mult de atât. Dar succesul poate fi în mod evident pe toate planurile. Să vedem ce lună și ce semne astrologice pot fi implicate aici. Noiembrie, iată, ce drăguț, arhetipul scorpionului și arhetipul săgetătorului. Pluto se reîntoarce în casa scorpionului, care este un semn foarte puternic, un semn psihologic profund, casa sexualității, casa, v-am spus, a puterii, a ocultismului și săgetătorul, unde se va petrece pentru voi luna plină în casa 7-a. La nivel de relație, acum cheia este în mâna voastră. Foarte mult succes, contracte noi pot apărea aici, putem avea în discuție semnele scorpion-săgetător, dar și pe cele aflate în opoziție, taur sau gemeni, pe voi. Deci este o luna voastră de succes în care vă puteți extinde și la nivel de relații, să vă simțiți în siguranță, în intimitatea voastră, la nivel financiar, la nivel sexual, la nivel de parteneriat, puteți face un pas în față în relație, puteți să oficializați relația sau puteți să ajungeți la concluzia că relația nu vă avantajează și să lăsați loc noului să se manifeste în viața voastră. Și iunie, iată, ce drăguț, recepție mutuală se numește în astrologie pe voi, voi și săgetătorul. Deci luna nouă vă oferă șansa să vă extindeți, să aveți grijă de voi sau să vă extindeți în afaceri sau în servicii care au legătură cu înfrumusețarea, cu corpul fizic, cu sănătatea, cu public speaking, da, cu dezvoltare personală, cu a fi educator, a fi o autoritate, influencer, cum se mai spune în zilele noastre, media, social media, toate aceste lucruri vă pot ajuta. Prin aceste lucruri și nu doar acestea izolat, puteți atrage în viața voastră abundență, pentru că avem aici implicate casele 2 și 8 și casele 1 și 7 pentru voi în mod direct. Mai departe, avem intuiție, va fi o lună în care, într-adevăr, este indicat să vă folosiți intuiția, pentru că Pluto în Capricorn în casa 8, asta vă cere. Să vă folosiți puterea, bazându-vă pe intuiția voastră, într-un mod conștient și responsabil, asumat, astfel încât să ajungeți în locurile, punctele dorite din viața voastră și alături de oamenii pe care îi doriți în preajma voastră acum. Mai departe, avem ciocanul acela de la justiție și aici scrie ceva chestiuni legate de lege. Iată, parteneriatele voastre. S-ar putea unii dintre voi, într-adevăr, dacă sunteți antreprenori și erați doi asociați, să vă dați seama că
De acum înainte este mai bine să mergeți pe cont propriu sau acum să vă asociați cu cineva pentru a merge mai departe către succesul vostru sau poate implica semnarea oficială a unor acte pentru relocare, pentru viză rezidență, pentru o casă pe care acum să o tranzacționați, fie să o vindeți, fie să o cumpărați, divorț, căsătorie poate însemna aici. Pentru voi în mod direct sau pentru cei pe care îi cunoașteți voi. Struguri. Timpul să ieși în lume și să te distrezi. Foarte frumoasă energia, pentru că strugurii sunt și un simbol al abundenței. Voi ați munci foarte mult, mai ales cu Pluto în casa 8-a acolo din ianuarie 2008. Ați tot construit așa treburi legate de carieră, de parteneriate, de antreprenoriat, de idei vechi pe care le-ați avut și acum este momentul să vă lansați în exterior. Poate unii dintre voi doriți să vă extindeți către alte meleaguri, alte orașe sau străinătate mai precis, pentru că vărsătorul vouă vă pică în casa noua care vorbește despre străinătate. Și aici avem unicornul, să-ți folosești intuiția pentru a face schimbări benefice, din nou intuiția. Este o lună în care neapărat se cere, vi se cere, vă cereți voi vouă să fiți intuitivi. Să vedem ce ne spune și tarotul la nivel de relații. Avem 6 de bâte, magicianul, 6 de cupe și 4 de cupe. Este foarte simplu. Unii dintre voi puteți acum să manifestați o reconectare, o împăcare cu cineva din trecutul vostru, chiar dacă sunteți separați cumva oficial, iar alții dintre voi ajungeți la concluzia că nu mai este cazul și că este vremea să mergeți pe drumul vostru. Aici avem așa, posibil un partener ușor evitant care are o doză de egoism exacerbată și care vrea cu tot în adinsul să vă țină alături de el sau de ea. Nu vă lasă, nu vă dă drumul să plecați. Pentru alții dintre voi manifestați o revenire a unei relații cumva de mult apuse, dar reînviate, resuscitate, pentru că vorbim despre Pluto în casa a 8-a, care vorbește și despre moarte și regenerare. Ceva ce nu credeți că vi se mai poate întâmpla, acum se poate întâmpla. Puteți experimenta această manifestare, acest succes de revenire a cuiva în viața voastră. Este cartea voastră aici, magicianul. Și puteți înlătura această stare de apatie după o lungă perioadă de așteptare, de nemulțumire în care lucrurile nu s-au întâmplat pentru voi. Dacă sunteți persoane singure, atunci este bine să căutați în voi și în psihicul vostru la nivel emoțional, la nivel profund psihologic, ce anume vă împiedică să vă bucurați de viață, pentru că aici cumva v-a rămas gândul la cineva din trecut sau acest impediment are legătură cu karma voastră de neam, cu subconștientul, cu ce ați învățat voi în copilărie, cu cine ați învățat voi în copilărie că sunteți și cu modul vostru personal de a gândi. Pentru cei care sunteți căsătoriți, este o lună în care să vă simțiți mai bine, mai armonios, inclusiv să aveți așa parte de un succes alături de partenerul, soțul, soția voastră. 4 de cupe. Ce ne spune aici? Asul de cupe. Asul de cupe. Voi dați la spate o lungă perioadă de durere în care nu v-ați putut mișca. Nemulțumirea cuiva se transformă acum în succesul vostru sau nemulțumirea voastră se transformă acum în succesul vostru. Este o lună de vindecare, este o lună în care puteți vindeca o durere foarte veche din trecut. Sunt cărți care indică iubire pură, iubire de viață, iubire sinceră.
Regina de bâte, reușită, cineva foarte atrăgător, cineva vă vede pe voi foarte atrăgător, dar dincolo de acest aspect, aici vorbim despre Venus în leu și în sfârșit mă reconectez. Sau mai poate însemna în contextul astral curent, dintr-o dată pe nepusă masă mă întâlnesc din întâmplare cu cineva care mă atrage pe loc și mă îndrăgostesc pe loc, pentru că Venus va intra în leu alături de Marte, care înseamnă infatuare, înseamnă comunicare multă, să mă curteze cineva, să facem schimb de idei, de păreri, vorbim, vorbim, vorbim și ne dăm seama cât de mult ne asemănăm, sau înseamnă aici că în sfârșit am succes și iese ca mine în relații, în funcție de situațiile pe care le traversați. Înseamnă magnetism, înseamnă frumusețe, înseamnă casa întâi și pe voi foarte atrăgători, pe voi deciși să lucrați la aspectul vostru fizic, să faceți o schimbare de look, dar și pe voi încrezători în propria voastră forță, în sexualitatea voastră, în forța voastră vitală, care se va reflecta în exterior și veți deveni foarte magnetici și râvniți așa de cei din jur. Diavolul. V-am spus că pentru unii dintre voi cineva nu vă lasă să plecați. S-ar putea luna aceea să activeze un partener din trecut sau pe cineva cu care voi acum sunteți într-o relație care are așa sentimente și trăiri pentru voi, dar aici este o energie sexuală foarte puternică, un tipar comportamental ușor obsesiv și voi veți avea o alegere de făcut. Iată, dacă să, unii dintre voi, da, dacă să rămâneți într-o situație de compromis sau dacă să conștientizați, poate că sunteți într-o relație de codependență sau alături de un partener care poate este și obsedat ușor de voi, dar care este și evitant în aceeași măsură. Zece de cupe. Până la sfârșitul lunii, însă reușiți să vă faceți voia sufletului. Aici mai poate însemna un lucru, în sfârșit am succes. Dacă până acum eram doar în vibrația aceasta joasă, care mie nu îmi plăcea, da? Dar era singura formă în care ne puteam întâlni și consuma iubirea, da? Și pasiunea dintre noi. Era această legătură și ne simțeam foarte mult dorul, dar era un compromis. Acum, în sfârșit, se întâmplă niște lucruri sau se pot întâmpla niște lucruri aici, în funcție de decizia voastră și a partenerului vostru, prin care se închide acest ocol al spațiului și al timpului și aveți succes și vă reconectați cu persoana voastră iubită. Dacă sunteți persoane singure, atenție că nu prin energia sexuală este calea. Ceva ce vine acum pentru voi, către voi, poate veni, dar va fi de scurtă durată, să-i spunem. Adică va fi o falsă idee de dragoste dacă se pornește din această emanație sexuală, pentru că este nevoie de un întreg aici. Iar pentru alții dintre voi, cineva vă duce foarte, foarte, foarte tare dorul, foarte tare dorul. Puteți oficializa o relație sau, după cum spuneam, puteți încheia o relație pentru a face loc unei iubiri pure și mai potrivite pentru voi. Vedeți că avem în altul preot, avem și aici ideea de justiție. Cavalerul de bâte și lucrurile se vor derula destul de rapid sau se pot derula destul de rapid în funcție de voința voastră interioară. Din nou, aici este o energie sexuală foarte puternică, foarte multă pasiune, dar și emoții. Cineva este hotărât să vă cucerească și să vă aibă. Să vă cucerească și să vă aibă. Sau voi, dacă sunteți aceștia, atenție să nu creați o mică obsesie pentru cineva, pentru că lucrurile pot fi mai ușoare decât par aici. La nivel de plan material, cumpătarea, cavalerul de cupe, 9 de spade și regina de spade.
La nivel de plan material, mai ales acolo și la nivel de carieră cu Saturn în pești retrograd acum în casa 10-a, s-ar putea să vă simțiți un pic necăjiți pentru că oamenii din jurul vostru s-ar putea să își fi făcut o imagine greșită despre voi. Aici, pentru unii dintre voi, s-ar putea să fiți necăjiți pentru că trebuie să faceți pe plac unor oameni care nu vă plac. Știți vorba aceea, facem bani ca să ne cumpărăm niște lucruri, să le arătăm unor oameni care de fapt nici măcar nu ne plac. Pentru alții dintre voi veți reuși cu succes să încheiați un acord, o datorie scrisă, să vă echilibrați la nivel de venit, poate un credit. Un credit poate însemna acest lucru. Iar pentru alții dintre voi aici poate însemna divorț, dar un divorț care dacă înainte vă dătea bătăi de cap, acum vă aduce liniște. Sau niște chestiuni legale pentru care v-ați îngrijorat anterior, acum vă dau liniște, vin cu pace sau se soluționează mai ușor decât ați fi crezut voi. Dacă vorbim despre serviciu aici, veți avea parte de un echilibru, dar nu va fi ușor neapărat, pentru că trebuie să demonstrați ceva. La nivel de comunicare, lucrurile au fost așa puțin incerte. Se va ameliora situația. La nivel de plan financiar, iată că veți avea o alegere de făcut, sau vorbim despre casa a doua, unde se află racul pentru voi și avem aceste două lunații pe parcursul lunii iunie care vor activa casa a doua. Ce iubesc, sentimentele mele, valoarea mea, stima mea de sine, proprietățile ce dețin, banii mei din ce-i câștig. Și puteți face o schimbare. Faetonul, racul, iată, o schimbare la nivel de casa a doua, adică puteți face o schimbare, încheia niște contracte, semna niște contracte noi care să vă ducă pe voi către abundență, către împlinire, către o viață așa cum o doriți. Și avem pajul de bâte. Da, va fi foarte, foarte indicat să cugetați bine înainte de a acționa și să nu acționați impulsiv, pentru că veți găsi soluții și remedii în toate chestiunile care au legătură cu planul material, da? Cu serviciul, cu finanțele, etc. Pe plan emoțional avem 6 de spade, 8 de bâte, lumea și asul de bâte. Este o încununare a tuturor dorințelor voastre. Pe plan emoțional, în sfârșit găsiți o soluție să scăpați dintr-o problemă care v-a dat foarte mari bătăi de cap până acum. Cel mai probabil este, practic, luna aceea plină din casa voastră a șaptea, casa relațiilor, dar aici și Pluto din Capricorn. În sfârșit găsesc în mine resursele energetice și puterea să spun ceea ce îmi doresc și să am încrederea că nu mi se întâmplă nimic rău, să mă simt în siguranță, să-mi asum toată povestea aceasta pentru că am succes. O nouă scânteie aici, o nouă pasiune, vorbim despre pasiunea noastră sau am încredere acum să vorbesc despre lucrurile care m-au rănit pentru că acestea se pot finaliza, le pot elimina din viața mea și pot merge către vindecarea mea, pot merge către liniștea mea, pot merge către soluția potrivită mie. Pentru unii dintre voi, liniștea emoțională va fi să discutați despre acest sfârșit, care implicit va naște o nouă undă aici vibrațională și temporală pentru voi, iar pentru alții dintre voi este pur și simplu trezire spirituală. La nivel medical, văd cumva că ar fi necesar să vă faceți un set de analize anuale. Că dacă voi vă îngrijorați pentru partea aceasta financiară, nu aici trebuie să depuneți luna aceasta efortul și energia, ci pe voi, casa întâi, pe sănătatea voastră, pe niște programări amânate, treburi de genul acesta. 6 de spade are luna.
după cum spuneam, vindecare, trebuie să vă orientați puțin pe vindecarea voastră și pe epuizarea voastră mentală și psihică de până acum. Lumea are împăratul, dețin controlul, sfârșiturile acestei luni, finalitatea lunii pline sau ceea ce se încheie luna aceasta pentru mine, de fapt, îmi redau mie vitalitatea, forța de a trăi, pentru că mă drenau energetic acele acțiuni, acei oameni. La sfârșit de zi este o binecuvântare. Împăratul vede binele tuturor, da? Și aici avem un 9 de monede. Vă ies la suprafață acum niște aspecte legate de cercul vostru de prieteni sau de un prieten foarte bun sau de clienți, parteneri de afaceri sau soțul, soția sau persoana cu care sunteți în relație de lungă durată sau pe care o iubiți, v-a rămas în minte și veți vedea cumva că într-o oarecare măsură persoana aceasta a dat dovadă de egoism sau dă dovadă de egoism. Și atunci puteți stopa, puteți înceta disponibilitatea voastră sau puteți înceta să mai dați curs acestor lucruri. Sau este aici această persoană care vine de nicăieri și dorește neapărat să vă cucerească. Șasul de bâte. Are judecata. Cineva vrea să revină din trecut sau în sfârșit reușiți să vă reuniți cu cineva din trecut. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care, din nou cu Pluto în casa 8-a, Pluto va sta în Capricorn până în octombrie. Și va fi o perioadă destul de lungă de timp în care voi din nou să aveți așa o putere, un control, un dinamism aparte pe care este important să-l ancorați așa în planul fizic și să îl folosiți cu foarte mare înțelepciune, pentru că veți fi expuși pe întreg parcursul tranzitului lui Pluto la diverse situații care să vă atace puțin orgoliul, care să vă gâdile puțin orgoliul și atunci să vedeți ce anume trebuie păstrat și ce anume trebuie eliminat. Talismanul. Avem fluturele, transformarea și pasărea Phoenix, Pluto în Capricorn în casa voastră a 8-a, care vă dă putere și să o folosiți înțelept. Putere să stabiliți acum niște acorduri, niște lucruri care vă vor deschide realmente, deschide niște șanse pe viitor formidabile. Și așa trebuia să se întâmple. Dar în acest proces trebuie să fiți foarte vigilenți, foarte cumpătați și foarte relaxați sau să învățați să îmbinați utilul cu plăcutul, casa cu serviciul, familia cu realizările profesionale. Să vă folosiți intuiția și să nu picați din grație, din grația voastră. Mai este ceva aici foarte important, să nu vă compromiteți, pentru că un Pluto în casa 8-a poate aduce aceste lucruri. Iată, karma este treaba lui Saturn în casa 10-a, deci niște lucruri din casa 8-a, niște contracte semnate, taxe și impozite pe care să fiu uitat să le plătiți, etc., să nu aibă ulterior efecte neplăcute. Avem aici o temă a copilului. Copiii voștri vor avea nevoie de atenția voastră pentru că s-a creat un efect de îndepărtare de aceștia. Și cu cât veți ignora mai mult aceste aspecte, în cazul în care vă regăsiți, se va îndepărta și mai mult, adică se va crea clar acolo un obicei pe care este bine să fiți înțelepți și să îl integrați. Un leu avem aici, o inimă, protecție divină, aveți așa protecție pe zona de iubire, pe succes în general, dar și pe partea aceasta cu copiii și cu cariera. Oh!
un oftat, dar și o surpriză foarte plăcută, dar și un oftat. Ora. Nu aduce anul, ci aduce ora. Sunteți în fața unor lucruri foarte bune, pe care dacă le clarificați acum, vă vor aduce beneficii ulterior. Pe unii dintre voi vă văd clar, cumva, cu niște acțiuni de extindere, fie cu străinătate, fie de relocare, care pot deveni realitate, sau unii dintre voi doriți să reveniți la ceea ce făceați anterior sau la locul vostru de origine sau acolo unde v-ați simțit voi cel mai bine. Puteți fi invitați la o petrecere care are loc prin vară, o căsătorie, iată, că vorbim despre casa a șaptea, invitații, sau la botez, la o petrecere. Aici v-am spus, cuiva este foarte dor de voi, foarte dor. Și vă poate vizita sau este cineva de pe lângă casa voastră cu care voi ați avut în ce? Copilărie, o relație. Cor. Poate aveți legătură cu artiști sau dacă aveți legături cu arta sau cu înfrumusețarea, este o lună benefică pentru voi. Este tare, tare ca piatra. Sănătatea, nu vă neglijați sănătatea, chiar dacă voi vă gândiți așa că sunteți bine, dacă apare acest simbol aici, este o lipsă de vitamine, poate, sau este indicat să vă îngrijiți puțin. Aici văd că mai ales dumneavoastră, doamnelor, veți fi ravisante. Cod. Iată un cod, un cod genetic. Unii dintre voi puteți descoperi că veți deveni părinți sau în familia voastră puteți descoperi că veți fi, nu știu, unchi, mătuși, bunici, după caz. Unii dintre voi vă așezați la casa voastră sau începeți o construcție a unei case. Pentru alții dintre voi, ATRH este indicat să vă faceți un set de analize de sânge pentru liniștea voastră, dacă cumva simțiți că este nevoie. Atenție la mediile online, la parole, la treburi de genul acesta, să nu vă pierdeți conturile. Ceva neașteptat, iată. Am din nou doctor aici și ceva neașteptat. Dacă aveți copii, cum am pățit și eu, mers la camera de gardă, dar nu vă panicați. Sau ceva ce are legătură cu înfrumusețarea, poate pe la clinici de înfrumusețare sau la partea de stomatologie, pentru că avem aici împăratul, berbecul, Dantura, Saturn în pește acolo, Dantură din nou retrogradează. Așa. Doctor. Da, din nou. Elveția poate fi aici, țări nordice, muzică, artă, iată, România, iată. Să vă mutați dintr-o țară într-alta, mai poate fi aici. Eu vă mulțumesc tare mult, dragii mei. Să mai iau o carte citat pentru voi. Pentru luna iunie. Și spune puritate, bucurie și inocență. Momentul prezent este plin de bucurie și fericire. Dacă ești atent, vei vedea. Exact cum spuneam, se vor petrece niște lucruri pe care dacă le observați, fericiți voi veți fi. Ceva de genul acesta ne spune citatul, puritate, intenții,
Intențiile noi din gemeni pe care vi le puneți când se petrece luna nouă din gemeni. Să vă bucurați, să vă bucurați de tot ceea ce aveți, pentru că din momentul prezent, când suntem în starea de bucurie și de liniște, iată, ulterior lucrurile se pot țese foarte frumos, foarte frumos pentru voi, să eliberați aceste cauze anterioare, să curățați efectele pe care le retrăiți acum, în momentul prezent. Vă îmbrățișez cu drag, la mulți ani încă o dată, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Pe curând, pa, pa!